Prima zi de Lollapalooza, a doua zi de Berlin pentru noi, începe acum. Mergem la poarta Brandenburg, încercăm să ajungem și la grădina zoologică și după aia mergem la Lola. Să vedem pe The Weeknd! Haideți cu noi pe programul 2! Acum încercăm să mergem la grădina zoologică. Pe Google Maps ne zice că e very busy. Încercăm. Și ce dacă e very busy? Și acum mergem prin parcul ăsta care se numește Gröber Tiergarten. Haideți cu noi, NN. Am ajuns la zoo! Ce cu fericit ești! Bă, dar ce tare arată! Hai să vedem. Nu, pe acolo se iese, cred că pe aici se intre. Nu știu dacă o vată pe băț ca la București. Înghețată cu Toblerone, boss? Da. Mi-am luat ceva cu nuci. Păi Ionesca o întristează grădinile zoologice. Cred că mai e una cu noi. Aș vrea să mă asigur că nu este singur cel pe care l-am văzut. Da, cum este singur? Nu trebuie să cum doarme. Cum să stai așa? Panda doarme. Doamne, cum e? Ce faci, boss? Băi, dar tot mi se pare trist. Ce zi-o? Fun fact. Am citit aici că urși și panda dorm între 10 și 12 ore pe zi, iar restul de zi, între 12 și 14 ore, mănâncă. Vreau să fiu un urs panda. Eu sunt cu siguranță un urs panda. Georgiana? Antilope in house, ha? Antilope in house, ia. Acolo aia sunt, alea ce sunt, căprioare? Căprioare în... Ja, schlafen, grossen, antilopen, ja. Hai, la ele, hai! Mai zis să vedem girafen, ja. What the fuck, cât de aproape vin! O girafen, două girafen. Deci, în spate, după cum se observă, avem niște, scuzați-mi părul, nu știu, a căpătat personalitate. Deci, în spate avem niște girafe pe acolo, pe undeva, și ăștia sunt tovarășii lor de șpriț, au venit în vizită. Georgiana nu știe nimic despre grădinile zoologice, timpul trebuie să-i explic. Da, Georgiana, primește le vizite. Cum se zice în germană girafă? Girafen. Girafen. Girafen, ia. Știi ce era, Georgiana? Hipopotam, dar eu sunt greșit. Este hipopotamăn. M-ai inventat cuvinte. Eu sunt puțin dezamăgită, adică sunt țarcuri în care nu erau animale. Așa. Și mi se pare că genul sunt puține, adică un singur hipopotam, păi ce facem aici? Ce era acolo? Da, gata, știu, este Wachsenschweinen. Da. Nu e, de fapt. Aba, da, uite-l acolo, ăsta, în misic. E un soi de porc sălbatic. Deci, Wachsenschweinen.
uite, Georgiana, vrei să treci pe zebră? Da. Zebră. Da. Super, mă, de frumoasă e. Finally food. Prima parte a zilei s-a încheiat. Acum mergem la Lola. O să lăsăm acest aparat la cazare pentru că regulile Lola Palooza spun clar că n-ai voie să umbli cu asemenea scule pe acolo. O să luăm compacta. Este etaje. Ia. Ia. Ce descu nouă. Ia. Că s-au mișcat repede? Frate, nu vine să crede. Am nimerit super bine. Secundă, a durat nici măcar o secundă. Asta pentru că am venit noi foarte târziu. Un avantaj că am întârziat. Hai să vedem, oare mă lasă cu camera. Deci acolo e mâncarea, e o zonă super bine delimitată. Aici e coada de unde îți bagi bani. M-a învățat panduțul să-mi bag direct din aplicație și a funcționat de minune. Și aici e Ionesca. Hai cu noi. Hai că n-are lime, n-are nimic, e slabă. La fel și la mine. A. Și au costat 17 euro. Ca să știți, două pahare de băutură. De fapt au costat 15. Ne-a costat câte un euro paharul. Pentru că ăsta îl reciclez cum ai venit. Nu vă spărați. Ai găsit festivalul, băiatul meu. Bine ați venit la Coada Palooza. Ia zi, Geule. Cel mai frumos concert la care am fost odată. Nu știu, a fost genial, mă. În afară de că a cântat super pitin. Frate, toate piesele sunt geniale, nu știu, mi-a făcut mă. Deci am dansat în continuu. Da, omul sună ca pe CD. E, mă, ca pe Deezer. E bestial. The Weeknd e la nou. Cred că încearcă să merge la Ghetta. Tocmai a zis tipul de aici, de la scenă, că Ghetta e plină, adică stadionul e plin, unde bagă Ghetta. Vedem, vine și Panduțu care este maestru festivalurilor și vedem ce zice. Eu ascult de Panduțu la festival. Unde-i steagul? Unde-i camera?
Eu n-am nevoie, boss. E festival de ăsta de soraș, filmăm cu telefonul. Cum a fost la weekend? Băi, blană rău, blană rău, băiatul ăsta, foarte tare. Asta aici am și noi. Foarte, foarte. Hai să bem ceva. Hai să bem ceva. Hai, noroc, băi. Sănătate, mă bine. Ne trecem pe cameră. Georgiana, ai ceva de comentat? De completat? Da. Am văzut un super mare șobolan în mijlocul străzii. Deci am murit, am o oroare de șobolan. Era super casual omul, nu avem ce treabă. Păi ce vreau să vă spun e că mi se pare senzație că pentru prima oară ajungem la un hotel și nu avem nicio problemă cu camera. Deci Iskai v-a făcut treaba super, super bine. Avem pat matrimonial. Camera e ok, nu trebuie să o schimbăm, nu avem cameră cu, nu știu, de fiecare dată avem câte o problemă. Ori erau două paturi separate, ori erau două paturi lipite, ori nu știu, nu mergea ceva. Dar prima zi de Lola cum a fost? A fost super. N-am apucat să vedem foarte, foarte, foarte mult, pentru că noi am mers pentru niște artiști, dar mâine o să ajungem mai devreme în festival și sperăm să venim cu mai multe update-uri pentru voi. Mulțumim, iskai.ro. Mulțumim! Că s-a întâmplat chestia asta. Acolo e șobolan? Sper că nu. Ba da. Ba da, este, uite-l. Sunt mai mulți, uite-i. Uite-l, vezi? Uite-l, îl vezi. Da, uite-l, da, e acolo sus, da, uite-i. Și mai este unul aici. Să deschid o dată ușa, că mor aici cu șop. Mamă, deci se plimbă, vai, nu pot să cred așa ceva. Băi, ți-o și pe ștrase. Deci fiți atenți aici, uitați. Da, uite-l. Unde e? Sunt să acolo, haide. Completai, Georgiana? Nu am nicio completare. E plin de șobolani. Acesta a fost vlogul de azi. Da și voi un like cinstit. Link în descriere către Skype-ul în rocă. Băi, sfini. Acesta a fost vlogul.